Am lăsat copiii pe la urmă. Hai, fără ce, vă rog. E cel mai bun să piardă. Yeah, what if God was one of us? Just a snob like one of us. Just a stranger of Bine ați venit la Cașe, ne ridicăm fiindcă este echipa națională a Parlamentului prezent în localitatea noastră, se intonează imnul de stat al României. Vă rog să vă ridicați. Savadu și Vali, funcționarul la Parlamentul României. Domnului Cotârleț, funcționar la Parlamentul României. Domnului Georgescu Nicolae, deputat de Argeași. Domnului Bușoiu Ștefan, deputat de Alumița. Cunoscutul deputat de Cașe, nu mai trebuie să-i prezint numele, să iese în față. Domnul Florin. Cale că ne-a adus echipa Parlamentului de fotbal în localitatea noastră. Domnul Avorciței Gigel, funcționar în Parlamentul României. Domnul Alex Clement, funcționar în Parlamentul României. Bun venit. Domnul Macovei Silviu, deputat de Iași. Domnul vicepreședinte al Consiliului Județean Bacău, domnul Gelu Panfil. Și domnul Munteanu Daniel, consilier juridic la Consiliul Județean. Îl invit alături de mine pe domnul Constantin Tică Dănilescu, fostul președinte al clubului Steaua și din
Bine ați venit în localitatea noastră și invităm să dea lovitura de GFR. Dar nu mai lucrez. Constantinii noștri îi cunoașteți și votăm și pe ei. Alo! Încă o dată, bun venit, tema acestui eveniment important, evenimentul sportiv al anului. Este să transmitem generațiilor să arunce telefoanele și să se apuce de sport. În pauza competiției va fi un concurs pe această temă. Dar să prezint vicinicii oaspeți de la Bacău, să-i spunem bun venit în localitatea noastră domnului prefect Bogdan Lucian, salutăm prezența locului executivar. Salutăm prezența și domnului deputat Claudiu Ilișanu, bine ați venit. Salutăm prezența domnului deputat Costel Dunavă, mulțumim de prezență în localitatea noastră. Salutăm prezența domnului primar al municipiului Onești, Laurențiu Neghină. Predau microfonul domnului deputat Ionel Florului să despună câteva cuvinte. Bună ziua, dragi cășunene! Un eveniment deosebit în localitatea de dumneavoastră. Eu am crezut că s-a făcut o țuică la pauză, dar sunt probleme cu audiția de la stație și face microfonie. Așa că dacă mă auziți mai bâlbâit, mă știți că nu sun, da? Dar vreau să vă transmit cu toată microfonia. Mulțumesc cum ne-ați primit în comuna Cașin. Un eveniment pe care îl gândesc cu primarul dumneavoastră și partenerul meu și viceprimarul Ion Flitoacă încă din iarna acestui an. Am vrut să marcăm acest lucru întrucât la Cașin s-au întâmplat multe lucruri pe lângă multe investiții pe care le-a făcut actuală echipă și un teren de fotbal extraordinar de frumos într-o zonă atât de pitorească. Vreau să-i felicit pe această cale echipa de la primărie și să le mulțumesc colegilor mei deputați care și-au repuit din timpul lor liber din weekendul acesta să fie alături de mine la Cașin pentru marcarea acestui eveniment deosebit. Mulțumesc de suflet, dragi colegi, și vă promit că mă mai țin de asemenea evenimente. Acum o să vizionați o partidă de fotbal foarte frumoasă, spectaculoasă, în care cel mai bun să câștige. Succes! Vreau să vă spun că am fost capitanul echipei naționale a Parlamentului României, domnul deputat Georgescu! Bună ziua, vă spun și eu, este onoarea de partea mea să vă transmit mesajul colegilor mei. Am mers în multe locuri cu echipa Parlamentului, dar vă mărturisesc că nicăieri nu mi-am simțit atât de bine și n-am găsit oameni atât de frumoși și locuri atât de frumoase. Felicit pe domnul primar Cosmin pentru buna organizare și pentru buna administrare acestei entități administrative și dați-mi voie să îi mulțumesc în numele colegilor mei, domnului deputat Floroiu, pentru ocazia pe care ne-a oferit-o de a fi prezenți alături aici de dumneavoastră astăzi. Vă mulțumim! Că trebuia să țin microfonul mai la gură. Sau rămas feta dumneavoastră de acolo. Hai, dă drumul la meci! Succes! Hai la poză! Odată